Hei, salutare! Salutare! Bună! Am văzut zilele trecute un joc pe internet și am tot vrut să îl joc cu Iții și cu Biții. Și, momentan, ce știu ei, au cât o foaie de hârtie în mână și cât un marker. Nu le-am zis mai mult de atât. E felul următor. O să trebuiască să stăm în șir indian, unul în spatele, celuilalt, da? Care este ideea jocului? Iții, tu ce ai de făcut este să desenezi ceva pe hârtie. Dar, cum facem asta? Întâi hârtia, Biții o să stea cu spatele la tine și tu stai cu hârtia, o pui pe spatele lui. Desenezi pe spatele lui. Biții, tu desenezi, o să desenezi pe spatele meu și o să desenezi pe tablă, da? Care este ideea? Iții, tu te gândești la un desen. Dar tu de ce pe tablă? Ca să se vadă, că eu n-am pe cine să pun hârtia. Da. Așa, tu te gândești la un desen. O să-l desenezi pe spatele lui Biții, ce ai tu de făcut? Fii foarte atent la ce simți, că tu va trebui, în funcție de cum își mișcă ea markerul pe spatele tău, să simți cum se duce desenul, adică să desenezi și tu ce desenează ea. Aoleu. Tu vei desena în același timp cu ea pe spatele meu și eu va trebui să desenez și eu pe tablă. Ideea este să vedem de la ce desen s-a plecat și unde s-a ajuns cu desenul, ok? Deja îmi place. Bun. Hai să încep. Te-ai gândit la un desen? Gata. Dar ceva simplu, bine sau mă rog. Puteți să jucați în oricât jocul acesta. Ideea e să apeși cu markerul. Da. Să apăsați un pic ca să simțim, să simt, da? Da. Ok. Când ești pregătit, încep. Stai că a început. Apasă. Hai, Bițica. Ce face și ea? Gata? Ici, am zis ceva simplu, dar tu ce? Stai puțin, stai acolo. Nu e corect, Andrei. Hai mă, Bițică. Da, nu știu ce face. Hai că după aia schimba rolurile. Da. Desenezi tu. Da, pe cuvânt. Ici. Da. Ok, țineți foile pentru voi. Așa. Deci, asta e ce a ieșit la mine. De fapt, l-a urât, dar eu nu știu ce a ce-ai făcut? Stai să-mi arăte Binții, nu tu. Uite ce am făcut! Uite ce am făcut, Iții! Uite! Arată și la cameră! Adică, mă rog, eu n-am înțeles. Eu am făcut și soarele și o floricică și iarbă. Te-ai dus tu un pic. Eu am făcut mucuraș. De ce ai făcut și soarele? Pentru că nu înțelegeam ce faci acolo. Hai, mai facem o tură repede? Vrei să desenezi tu? Da, eu desenez. Iți desenezi tu aici. Da. Alte hârtii. Adune trei hârtii. Da. Și de șters. Foarte tare! Ce tu poți să încerci, prieten pământean? Și mi se pare că cu cât sunt partenerii mai mulți de joacă, cu atât e mai tare. Dacă sunteți suficient de mulți, puteți să stați și într-un cerc, să fie un șir indian care să se închidă. Chiar! Dacă nu ai fi cerc.